Iată așa, dragii mei prieteni, din nou vreau să revin aici la, cum ar fi, în satul Ivan, ce are un orhei. Uitați-vă ce a rămas, a rămas numai morminte, ei au cumpărat toate pământurile, unul și aceiași oameni, unii și aceiași oameni. Vă rog frumos, distribuiți ca să vadă toți și să înseamnă cotă parte. Что-то значит доля имущества. Я постараюсь чуть на русском, чуть на молдавском, потому что есть многие, которые не понимают. Сейчас нас не интересует язык. Нас сейчас интересует, потому что нас обворовывали всех одинаково. Всех одинаково. Я Кауитацева. Смотрите, видите, отсюда начинается вот, вот забор, вот по кругу. И все казаку. Все казаку. Ненасытный казаку. Факуча метер дентот сату Иванча. Numai cazacul peste tot locul, oameni buni. Care a lucrat la dânsul uciociță, care a lucrat cum era pe vreme și e buhaltără, care și-a mai lucrat cum era na te godă, ca că ne nazivali stăm uciociță, buhaltăr, кто там еще? Втроем, три фамилии, вот у меня документ на руках, все есть, это все есть în cadastru, ei nu vor să dea actele, ei nu vor să dea, de-ata ei nu-și dau actele, de-ata au făcut dat caracter personal pe timpul lui Plăhătniuc. Ei au vândut tot și s-au împărțit toți care au lucrat, pe unde au lucrat, tot au împărțit. Uitează, tot a rămas cimitir. Păi, satul ăsta, cât au avut și au rămas tot cimitir al lui Cazacul. Uitați-vă, tot e lui. În ziua de azi, tot e lui, că uitați-vă. Păi aici sunt, este. Tot oamenii ăștia au avut de prinit. Ați văzut ce la primărie am fost. Ce au prinit oamenii ăștia? Câte 100 de lei, câte 1000 de lei. Dar pe vremea aceea, 1000 de lei, 2000 de lei erau bani. Erau bani, erau 500 de euro, erau 600 de euro. Anii ăștia care tractoarele lor au rămas, cineva s-a îmbogățit, pământurile lor, tot a lor, tot a oamenilor, oameni buni. Dați să ne sculăm din genunchi, să ne luăm totul înapoi, pentru că noi am găsit arhiva cu proiectul Pământ, am găsit-o unde-i. Și am să vă arătăm la toți cum și-au bătut ei joc de noi, de popor, de Moldova asta și așa mai departe. O făcut, ei trebuiau să transmită tot la primărie, tot, trebuiau toate bunurile să le transmită la primărie timp de o lună li s-o dat. Nimeni nimic nu a transmis la primărie până în ziua de azi aici. O transmis și le s-a convenit lor și o vândut. Până s-a apucat acum ea de lagărul, tabăra asta de la Ivancea, doar tot știu, că ea era tabără mare. Din toată Uniunea Sovietică, cred că veneau încoași să transmiteau la tabără la Ivancea. Era greu să primești o putiovcă la tabără la Ivancea. Era foarte greu. Dar ei, iată, tot au cumpărat, tot e a lor, schinarea oamenilor, nu satul lui, este cazacul, e tot al lui cazacul aici în sat. Și nu întreg, e tot al lui cazacul. Oameni buni, cât să iei el cu dânsul? Uitează, tractoarele, ăsta e al lui cazacul, da? Tractoarea atât, toate tractoarele s-au lui cazacul. Înțelegeți? Bravo la tânărul ăsta, rămâne erou, eu v-am spus, vorbiți... Da, da, apoi eu mușă, da, я расскажу все, да. Только новые, уже он себе приобрел новые трактора, новые комбайны, новые тот казаку приобрел. А старые, это все трактора квотникам, но люди не могли никто ничего забрать, потому что все ихние, все через ихние. Здесь все шоровские люди, которые поступили все в этих схемах, так скажем, то, что прихватизировали, своровали, вот. Сейчас это все железо, осталось железо. Кто-то сдает сейчас по 4,50, железо сейчас кто-то сдает. Ночью приходит сюда, режет и сдает потихоньку на железо. Этот ваш казаку с вашего села распространяйте по всем группам. Это бомба в Молдавии, люди добрые. Нашлась архива центральная. Сейчас. Вот, около итоку. Уйтаться еще рамас. У рамас железо. И только сдавать на железо. А он новые себе уже приобрел казаку, видите? Это сейчас тот примарий, уамин бунь, тот лидерий. А ащи кари ушут на протест. Шо вроеу лидерий на протест, вроеу ну ля джунжи, анцелегет? Ну ля джунжи ла лидер. Я когда спус, уамин бунь, ласат сынжи, ли вор постур.
Oameni buni vor posturi și ne prostesc. Cu miliardul ne prostesc. Cu toate ne prostesc, înțelegeți? Cu aeroportul. Iată, uitați-vă, nu se mai... De atât au intrat tâslașor în partid, pentru că era ușor de furat. În anii 2013, în anii ăștia s-au făcut actele, oameni buni. Nu s-au făcut în anii 2000 actele, dar s-au făcut în 2013. Corect. Ei de atât nu vor nimic. Nu vor să lepde scaunele, oameni buni. Toți trebuie depus la penitenciar. Toți trebuie să stăie. Aici, uitați, așa și brigada, și tocul, și zapravca. Știți cum era atunci pe vremea aceea? Spune tot la o margine de sat sau undeva și tot era. Iacă, tot e poporului, uitați-vă, tot la sat. Nici la popor nu a dat. Că puteau să vândă unul la altul, măcar să folosească ceva. Nu. Nu mai iei, oameni buni. Nu mai iei. Dar acum taie și dau la fieruzat. Tot îi dau. Pentru că e tata lor. Omul nu poate să întrece pe teritorie. Vedeți că viceprimarul, eu spus lui Victor, tu rămâi în sat. Dar noi am chemat poliția, eu deja am chemat poliția, uitați-vă. E ca așa, cimitierul hapsânilor. Aici e cimitierul hapsânilor, oameni buni. Care nu sunt saturi de bani, că or să iei cu dânsul, nu știu cât or să iei. E ca, zici că ieri, el sunt trei sate la Ivancea, la comună. Sunt trei sate. Iată, uitați-vă, toată lumea a rămas. Brăneștiul, din câte am înțeles, tot e aici. Iată, scot motoarele, scot tot și zvârt tot la metalalom, pentru că ei deja s-au luat aparatură nouă. Și tot lor le-o dau în arendă. Tot pe banii noștri. Ne-au prostit, ne prostesc în continuare, ei deja au tractoare bune, pământurile s-a lor, s-a liderilor, noi ce rămâne omul? Nici nu te uiți măcar când închei contractul cu dânșii, la cât închei contractul, la 200 de kilograme de greu, la 300, 500, e mai mult de 500 de kilograme de greu, nu dă nimeni, Doamne ferește, înțelegeți? Dar tu în contract nu știi cât ai încheiat contractul, nu știi, pentru că ei nu-ți dă voie și îți vără acte că tu nu știi. Deși ne semnăm și tașim toți, dar deși tașim și ne prostesc liderii. Ia uitați, vedeți el și aparatură nouă, deja are cazacul. Are deja aparatură nouă. Dar ce au făcut parlamentarii noștri? Ne-au prostit, ne-au închis în penitenciar, ne-au găsit dosare puse, 287. Asta e, Doamne ferește, fabricat tot în Moldova cu 287, asta a fost articolul meu. Eu v-am spus de ce eu lupt. Cu toți tălharii ăștia și criminalii și nu am frică, de atât v-am spus că lupt. Pentru că după penitenciar, frică nu mai ai, oameni buni. După penitenciar, frică nu există. Acolo nu-i grav. Acolo pur și simplu stai închis, fără mâncare. Tot de acasă trebuie să aducă mâncarea, înțelegeți? Dar în penitenciar trebuie să stăi ei. Dar ei cred că nu stăi în penitenciar, noi nu o să avem atâtea penitenciari. Noi trebuie să le eliberăm pe toate acestea și să-i vrâm pe dânșii. Dar trebuie să ne sculăm din genunchi să nu avem frică. Că stavai, strana agromnaia, stavai. Că am dormit, n-am dormit, am avut frică. Un păcătos de plahatniuc ne-a distrus sănătatea. De atât eu m-am pornit 3 ani de zile, am de grabă 3 ani de zile. 16 mai eu am 3 ani de zile de când îmblu și arăt toți gospodarii ăștia. Eu vă arăt procurorii gospodari, liderii gospodari. Înțelegeți? Toți sunt gospodari. Iată la ei, tot așa. Aici au fost toți cu o mare reparație de mașini. Что? Ну и что? Ну и что? Так, надо было там ток снять, это здание сняли, как до чего они его довели. Да, нет, не снял, потому что, да, мы этот. Не боюсь, я полицию вызвала уже я. Теперь полиция уже будет на них. Да, это уже будет полиция на них. Я вам гасит актели, я нашла документы, чтобы вам доказать, вся эта земля. По документам люди добрые. Не то, что там кто-то сказал. Я постаралась. Ну, смотрите, что да. Их что нельзя да. За больше 30 лет. 30... А зачем? Зачем? Это все их. Они люди, как я им говорю, всегда господарь вам им будет. Они красным. Они, получается, в воздухе. Да, в воздухе. Мария не взяла их на баланс, на учет, вернее. И вот они его ждут... Следующего хозяина. Да. Они ждут следующего хозяина, да. Да. Не миг не пусть на баланс. Не миг. От когда расформировался совхоз Иванчик, что нету
трактора не заслужил, квотники не, заслу... да. не заслужили, ничего не заслужили. Хотя бы да? один на двоих, на троих, да. Только ихние и все. Только да. ихние. Старые вот и людям должно, они даже документы не имеют. Завтра и то сдают ночами, сдают, режут и... На металлолом, да, я им рассказала, да. Сдают на металлолом, уамимбунь. То, что мы заработали, то, что мы, наши родители работали, наши деды работали. Вот. Время сейчас мы фашища ва. Вот это вот. Иди 30 дней в урмы, а это не мог... Noi știm de 30 de ani după anii 90, dar uitați-vă, era și betonat, era și clădirea, tot era. Uitați-vă ce frumusețe erau aici. Pustăți cum era tot timpul. Era foarte frumos, la toate brigăzele, pe tot locul. Se lua primul loc, colhozuri milionari. Dar acum am rămas, iată așa, tot e lor. Au luat tractoarele, vedeți că acolo se vede. Au luat tractoarele, teritorii mari. Nu tăceți, oameni buni, uitați-vă, ia lor tot. Vedeți, tot e lor. Ei dau la metalalom, metalul acum costă 4,50 kilogramul și restul cupru și mai este acolo alumin și așa mai departe. E jale. E jale mare și acum așteaptă care să fie următorul. Aici să-l cumpere, să-l vândă și tot așa mai departe. Nu se satură de bani, care sunt banii care au mușit părinții voștri, părinții mei, părinții noștri au mușit. Și au rămas așa monumente. Tenerife, da? Tenerife, da? Chirtoac a venit la putere și ne spune minciuni, păi și nu e încă o dată vă arăt. A? Da, da, nu au luat nimic la balans. Nimic nu au luat la balans și vând cui vor, când vor, prin acte. Левые, через левые документы они все продают вашу, ваше имущество. Проснитесь, народ. А там дальше что? Тоже это примарийская земля. Ага. Тоже какой-то как тип, ну, есть житель села, там недалеко живет, Буюк. Ага. И консилиум не пропустил вот это, что он взял. Он взял на 100 лет в аренду. Ага, ага. И вот построил мне законно вот этот забор, вот эту ангар, тот, ага, он ага. принадлежит сносу. Его должны снести, но он поехал в Кишинев, заплатил и построил вот это незаконно. Незаконно, да. Вот, тот это творечник. А теперь он так и пустует. И это остается. Там, и жаль. Получается, Златин, там другой, вот там еще один гараж. Тракторная бригада. Там, получается, Златин. То же самое, что и здесь с этими зданиями, так и там. Да, ну, тут ее воспустят. Они, их где-то 10 начальников, люди, как я им говорю, господарь. Господарь. Да. Забрали, нас своих оформили. Да, я рау 464, по-моему, квотников, да? 464. Мы посмотрели документы. Это 464 квотников. Но они... Где-то 10 человек их там. Эти всякие так, там бухгалтера. Идем, поедем туда в озеро. Угу. Фазенда ее. Там, да. Где дом овощевода. Ага. Сейчас я... Вот, я каша есть и Ванча. Промос у территории. Да. Аста есть лот, что дистрибуит, что скрицели мессажи, что черецы вот это напой вами будет. Ну, ну то чецк, но я вем, де тоати, вем примарь, вице-примарь, секретарь, секретарь де консилиум, что шамай департе. Черец, тот он напой.